Serii. Medicul acuzat că monta dispozitive medicale preluate de pe cadavre a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Doctorul Dante Sloianu de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași a și contestat decizia magistraților Tribunalului București. Nu mai puțin de 238 de pacienți au fost puși în pericol de procedurile lui Tesloianu și ale unui alt medic de la Spitalul Militar din Brașov. Cu banii strânși din această operațiune, Tesloianu ar fi făcut o adevărată colecție de artă. Doctorul Dante Sloianu de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași este primul medic reținut în dosar. El este fostul șef al laboratorului de cardiologie din Iași și se numără printre cei care au refolosit 238 de stimulatoare cardiace. În plus, acestuia îi se mai aduc acuzații de mită, dar și de complicitate la construirea ilegală a unei vile într-o arie naturală protejată. Din primele informații, se pare că ar fi vorba despre stimulatoare cardiace și defibrilatoare care erau recoltate de pe pacienți decedați și vândute pe bani grei drept noi. Din această combinație, Tesloianu ar fi strâns o mică avere pe care nu s-a sinchisit să o folosească pentru a-și cumpăra o adevărată colecție de tablouri. În urma perchezițiilor domiciliare, oamenii legii au descoperit în posesia medicului numai puțin de 36 de tablouri semnate, printre alții, de Ștefan Lucian, Teodor Aman, Nicolae Tonița, Gheorghe Petrașcu sau Corneliu Baba. De asemenea, colecționarul de artă și de dispozitive medicale mai avea în portofoliu și opere semnate de artiști străini, precum Ari Rechia și italianul Luigi Bartolini. Cazul s-ar putea să devină mult mai terifiant. Printre cele 238 de cazuri se numără și mai mulți pacienți cărora li se dădea medicație astfel încât să se simtă mai rău și să ajungă în situația de a avea nevoie de aceste dispozitive. Pentru aceste intervenții au fost solicitate diverse sume de bani, deși în mod normal sunt operații decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Ulterior, banii obținuți astfel ar fi fost introduși în circuit printr-un ONG înființat de doi medici, Sloianu și altul de la Spitalul Militar Regina Maria din Brașov. În urma perchezițiilor au fost puse sub sechestru sume de bani în 9 valute diferite, dintre care peste 163.000 de euro și 117.000 de dolari. De asemenea, pe lângă tablouri, au fost ridicate 19 telefoane mobile, 60 de memory stick-uri, 14 laptopuri, 3 tablete, 9 hard-discuri și 250 de DVD-uri, dar și 25 de stimulatoare defibrilatoare cardiace.